Ce mănânc într-o zi la deficit caloric să slăbesc și să pun masă musculară în același timp? Ziua 62, o începem de la 120,1. Exact ca ieri mi-a arătat cântarul, nici n-a crescut, nici n-a scăzut. S-a făcut ora 2 după masa, au trecut 30 de minute de când m-am trezit. Mi-am pregătit aici micul dejun, nu este foarte mare, pentru că vă dați seama, nu așa multă poftă de mâncare atât de repede când mă trezesc, însă este foarte important pentru mine să mănânc, pentru că după aia, peste o oră, două, vreau să mă duc la sală. Numărul meselor și frecvența meselor este importantă pentru masa musculară, nu pentru slăbit. Am pregătit două filițe de pâine grâu întreg de la Velpitar, care au 55 de kilocalorii fiecare. Peste am pus 100 de grame de salată de vinete, care are 80 de kilocalorii pe 100 de grame. De fapt are 77, dar punem 80 ca să fie rotund. Salata de vinete merge foarte bine cu roșii, bineînțeles, am pus și 100 de grame de roșii, 20 de calorii. Și lângă am mai avut aripioare picante de la KFC de ieri, așa că mi-am pus 3 bucățele. O bucată are 80 de calorii. Și lângă am făcut și cafeluța, ia uitați-o, cafeluță Jacobs naturală, pe care am îndulcit-o cu miere de mană. Uitați-vă un pic cum arată mierea asta de mană. Extraordinară este această miere de mană. Au spus câțiva oameni că ei consumă cafeaua cu miere de mană și am zis să încerc și eu. După ce am terminat 2 kg de miere de rapiță la cafea, în 60 de zile, m-am decis să încerc și mierea de mană, să vedem cum este. Asta este cea mai scumpă și cea mai rară miere, costă 60 de lei pe kilogram, adică borcanul ăsta. Ia uitați albinuțelor, uitați-vă puțin ce culoare are, cum arată. Wow! Ceva extraordinar. Ce densitate! Și cu asta am câștigat foarte multe premii de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole unde am participat. Este ceva senzațional, ceva foarte, foarte rar. Și este cea mai scumpă miere care este produsă în România și care o avem și noi la vânzare. Am venit de la sală, mi-e foame, ia să vedem ce face mamasita aici. Mamă, face mâncărică gătită de fasole verde. Ia uitați, vedeți? Nu mai se folosește ulei la mâncarea gătită și așa trebuie să faceți și voi. Ce mă bucur că am surprins momentul ăsta, că nici nu știu să gătesc. Deci, practic, a pus cărnița cu ceapă la fiert. A sărit peste pasul cu prăjeala. Și astfel economisim foarte multe calorii, pentru că uleiul este cel mai dens caloric lucru, uleiul și cu untura. Și astfel mâncărurile gătite au o densitate foarte, foarte mică, pentru că este carne slabă, se prepară în cel mai sănătos mod posibil prin fierbere, legume multă apă, multă proteină slabă, deci densitatea calorică este foarte mică pe 100 de grame de produs finit. De aceea vă zic mereu că mâncărurile gătite, mâncărurile românești, sunt foarte bune pentru slăbit. Nu mai credeți toate prostiile care le vedeți pe internet. Și după aia a pus fasolea verde congelată, ia uitați. Și aici se pregătește masa numărul 2, pentru că o să mai dureze până să facem mâncărica asta. Pentru masa numărul 2 am pregătit 300 de grame de orez, cu foarte multe legume, foarte slab în calorii, pentru că nu s-a folosit ulei nici aici. Doar 80 de kilocalorii pe 100 de grame și uitați cât de bine arată. Tot orezul ăsta are 240 de kilocalorii. Carbohidrați de calitate, foarte multe legume. Haideți să punem și proteina. Am pus cotletul, care este cea mai slabă carne de la porc, 150 de calorii pe 100 de grame. Ia uitați cântarul, acum arată 460 de grame. Deci am pus 160 de grame de cotlet de porc. Arată foarte, foarte bine, foarte slab, da? Avem carbohidrați, avem proteină, avem și legume, dar pentru un surplus de legume mai avem aici 300 de grame de salată de ardei copți. Ia uitați cum arată de bine, bineînțeles că nu s-a pus ulei nici aici, Doamne ferește. Ardeiul cap, ardeiul gras, gogoșarul au 30 de kilocalorii pe 100 de grame, adică foarte puțin și foarte multă vitamina C. Ce părere aveți de masa asta? Mie mi se pare o masă perfectă, o masă mare, o masă care să țină de foame, o masă completă și plină de nutrienți. Dacă perfecțiunea ar exista, așa ar arăta. Este ora 11 noaptea și pentru a treia masă pe ziua de astăzi avem aici fasolică verde făcută proaspăt astăzi de mamasita. Am pus aici cântarul pe 0 și prima dată cântărim carnea. Avem 142 de grame de cărniță din asta de porc slabă. Aceasta are 160-170 de kilocalorii pe 100 de grame. Și acum până la 500 de grame o să punem mâncărică de asta de fasole. Gata, am pus și fasolea. Arată fantastic, cu siguranță este foarte gustoasă. Numai după miros îmi dau seama, pentru că miroase așa usturoi. Este un miros extraordinar. Mâncărica asta de fasole are 40 de kilocalorii pe 100 de grame. Deci foarte, foarte puține calorii. Avem foarte multe legume, nu avem doar fasolică verde. Avem ceapă, avem roșii, avem usturoi, mărar. O să mănânc cu două feliuțe de pâine din astea de 55 de kilocalorii fiecare feliuță, din asta de la grâu întreg de la Velpitar. Pâinea asta este una dintre cele mai slabe calorice. Pâinea are doar 218 kilocalorii pe 100 de grame. Și lângă avem și doi castraveți în saramură, foarte, foarte buni, din ăștia crocanți. Deci avem o masă foarte mare, foarte sănătoasă, o masă completă, da? Avem proteină, avem carbohidrați și foarte multe legume.
Hai că astăzi tindem către perfecțiune cu mesele astea, însă până la urmă sunt niște mese normale, mâncare românească, mâncare gătită, mâncare normală care o mănâncă toată lumea, tot românul, și vă încurajez să nu vă mai feriți de mâncărurile gătite pentru că sunt extraordinar de sănătoase. Trebuie doar să nu mai puneți ulei. Lăsați prostiile, lăsați ovăzul, lăsați avocado, lăsați broccoli și lăsați pieptul de pui că nu sunteți culturiști. Sunteți oameni normali, la fel ca și mine. Bine, acum dacă îți place vreun aliment din cele enumerate mai devreme, nu zic să nu le mănânci, dar nu trebuie să devină o obsesie să mănânci doar 4-5 alimente, că ai văzut la nu știu ce culturist că mănâncă așa 4 mese pe zi.